Hei, 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 bine venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și vorbesc foarte repede pentru că sunt foarte încântată. Începem un nou daily vlog, nu e chiar de weekend, că e duminică seara. Mă duc să-mi fac sprâncenele la Constanța pentru ultima oară pe anul acesta și nu Constanța orașul, ci Constanța prietena. Dar înainte de asta am puțin timp să merg până la un shopping. Mă duc la un magazin aici care se numește World Market înainte de Black Friday, pentru că săptămâna asta o să fie Black Friday și pe urmă nu o să mai găsesc nimica. Se iau ultimele cadouașe așa, de fapt ultimele, câteva cadouașe mărunte pentru șusețelele alea de Crăciun. Așa că, da, asta facem înainte de Constanța. Fata-ta are sprâncene noi. Am fost la Constanța, dar înainte m-am oprit până la un magazin, World Market. Aveam câteva chestii de luat, dar nu am găsit neapărat ce vroiam, dar tot am luat câte ceva. Am luat pasta din asta de roșii. E mult mai ieftină asta decât cea de la... De la Whole Foods. La Whole Foods e $4.50, aici era $2 și ceva. Am cumpărat două din astea. Au și mâncare. Magazinul ăsta are decorațiune, are mâncare și chestii din jurul lumii, dar nu are din România. Tot uita să vă. Poate o dulceață, poate o chestie, nu. Dar, na. Pe urmă mi-am luat un pămătuf din ăsta de bambus. Tocmai ce mi-am cumpărat unul pentru acasă, dar am zis dacă ăsta să-l țin când o merge noi în Montana, să am unul și acolo. Așa. Pe urmă, am cumpărat un nutcracker cu ciuperci. Că de asta aveam nevoie. Sincer, nu știu dacă îl țin pentru mine sau îl ofer cadou. O să vedem. Da, are bolon de ciuperci. Uită-te și tu ce faine sunt. E fain. E făcut în China, din păcate. Dar... Oh, scrie World Market 2023, deci tot e cu ciuperci în magazin, dar m-am obținut, uite aici cu nutcracker, sau să mă gândesc dacă o să-l fac cadou sau îl țin eu, așa. Pe urmă, o căsuță pe care o să ofer cadou, așa. Eu pentru cadou am cumpărat o cană pentru o prietenă. Mi-a plăcut foarte mult, e foarte grea așa și foarte crăciunistică. Așa. Tot pentru o prietenă am cumpărat ciocolățelele astea, sunt din Anglia. Ea e europeancă, adică e... îi place ciocolată europeană. E din Europa ea, din Slovenia. Și tot timpul comentăm că ciocolata din America nu e la fel de bună. Pe urmă, mie mi-am cumpărat două gemuri din astea, mi se le pun în șosețele. Au zahăr, dar toată lumea vorbește de cât de faine sunt astea de la Bon Maman, care e un brand francezesc.
Așa că o să le pun acolo în șoseată să zic că mi l-a dus moșul. Până tot pentru prietena mea am cumpărat niște biscuiți din ăștia cu ciocolată, care sunt englezești. Stai să vedem. Da, made in UK. Grandma Wild's Biscuits. Așa, sunt cu pisici. Mi-a plăcut ambalajul. Dar na, sunt și făcuți în Anglia. Și pentru Johnny, când vine moșul, să-i pună, să-i lasă acolo, a zis că îi lasă cookie-uri și... Că s-a întâlnit cu el și a zis, cred că ciocolată caldă și niște cookie-uri. Da, așa, asta e. Asta a fost $6. Cam asta e ce am cumpărat. Așa că mâine sau poimâine aș vrea să fac haul cu chestiile pe care le-am cumpărat pentru Crăciun anul acesta. Decorațiune, am zis că nu cumpăr nimic, tot am cumpărat câte ceva. Mai multe decât mi-aș fi dorit. Johnny a avut câteva zile în care l-am luat de la școală și era supărat, așa că l-am dus la cumpărături de ornamente. Nu că mi-ar displace mie, dar acum trebuie să-l țin pe el în frâu. Așa. Și, da, am cumpărat câte ceva și aș vrea să vă arăt, pentru că, după cum știi, sau dacă nu știi, nu fac vlog, mă, o să fac 3 vloguri pe săptămână. Și, da, fiind faptul că nu fac vlog, mă, pot să încep mai devreme. Noi, de ziua recunoștinței, împodobim bradul, adică în vlogul următor o să ne vezi cum împodobim bradul. Și aș vrea să-ți arăt înainte ce am cumpărat, că tot timpul împodobeam bradul, dar îți arătam pe urmă ce am cumpărat, dar nu puteam să-ți arăt ce am cumpărat pentru brad. În felul ăsta pot să-ți arăt dinainte, pentru că nu există presiune că nu o să am ce să filmez în vlogmas. Și o să-ți arăt ce am cumpărat pentru brad și... Da, asta e. O să fac haul, probabil că mâine, sper, cu cumpărăturile pentru brad. Cam asta este. Ne vedem mâine dimineață, că nu mai pot de oboseală, că trezitul la 4 nu e favoritul meu. Da, și să-mi dau jos hainele astea de boschetar. Deci puloverul ăsta este din cașmir. Deci fiță pe mine că haine de boschetar din cașmir. De l-am cumpărat de pe The Real Real, era la foarte mare reducere, e mai mare cu un număr decât mi-ar trebui normal. Mie normal, dar am zis pentru perioada asta, de ieșit din casă așa în LA, e perfect. Și cred că am dat pe el vreo $30-40, dar e fin și fain de n-ai văzut din alea. Dar doar că e o mărime mai mare, da? Așa când... Deci m-am îmbrăcat foarte comod, cu pantalon de training ăsta și cu UGG-urile. Stai puțin, nu cu UGG-urile de purtat prin casă, cum am văzut că se poartă acum, cu cizme UGG-uri. Am o singură pereche de cizme UGG pentru când mergem la munte sau nu știu ce și după o zi de schi și așa mai departe ne grăbim să ieșim, să mergem să mâncăm la o restaurant sau ceva, nu mai vine să mai pun ceva ghete din alea grele pe picioare pentru că abia mă mișc. Și atunci am UGG-urile care sunt călduroase și îmi țin, sunt și ușoare. Dar, da, așa m-am îmbrăcat. Trebuie să revin la normal. Trebuie să revin la normal. Larisa cea elegantă. Dar, da, astăzi a fost așa pe... Hai să le facem pe toate și îmbrăcat lejer. Dar, da, cu cașmir. Dar, da, a fost o chestie foarte bună. Adică, și cred că mi l-am cumpărat în timpul anului, când nimeni nu se gândea la Crăciun, doar eu. Pot să-l port 2 luni pe an, da. Dar e mai mărime mai mare și sunt 2 luni pe an cât e frig în LA. Ok, gata, acum chiar că te las, că mi-e somn, ciao! Sper că tu ai o zi mai bună decât mine. Am venit la doctor și am zis, hai să mă opresc până în baie, înainte să merg la programare. Și ce să vezi, mi s-a stricat fermoarul. Deci mi-a ieșit fermoarul de aici și sunt dezbrăcată. Sper că ziua ta e mai bună decât mine. Deci, basically, sunt dezbrăcată la doctor. Ah, și îmi place salopeta. Oricum, o să schimb fermoarul, da. Îți imaginezi un moment mai fain decât ăsta?
Ok, să țin așa. Revin 2 zile mai târziu, pentru că Johnny a fost răcit și a trebuit să am grijă de el în zilele astea, luni și marți. Astăzi e miercuri, am avut programare la dermatolog. O dată pe an îmi place să mă să-mi controlez toată pielea, să fiu sigură că nu sunt niște alunițe ciudate. Și am ajuns mai devreme și am zis, hai să mă duc până la baie, de ce nu? Și mă duc în baie, îmi dau jos salopeta și pe urmă când termin, să închid asta, se rupsese fermoarul. Și zic, am 2 opțiuni, merg acasă și îmi reprogramez asta peste câteva luni. Să merg așa dezbrăcată. Am mers dezbrăcată la doctor. Mi-am pus salopeta una peste alta așa și am ținut-o cu mâna. Și asistenta mai și zice, o, ce-mi place ținuta ta. Vreau să zic, sunt dezbrăcată, dar mulțumesc. În fine, am trecut și peste asta, am ajuns acasă și vreau să-ți arăt ce am cumpărat, ornamente, decorațiune anul acesta de Crăciun. Am zis că n-am cumpărat multe, dar le-am pus pe pat și sunt multicele. Da, așa că hai să trecem prin ele împreună. Al meu copil are obsesie cu spărgătorii de nuci. Anul acesta, asta a fost tot ce a vrut să-și cumpere, spărgători de nuci. Și l-a luat pe ăsta. Pe urmă, ăsta este de la Home Goods și a fost $12.99. Ăsta l-am cumpărat eu de la Goodwill, la mâna a doua. Și sincer, e din lemn masiv mult mai greu decât astea. Astea cred că sunt făcute, nu știu din ce. Dar ăsta e greu, mare, așa. Și ăsta a fost $8. Cu toate că e brandul celor de la Target, dar mult mai bine făcut. Prețul original a fost de $25. Dar da, e foarte fain. Pe urmă și l-am cumpărat pe ăsta de la Marshalls și ăsta a fost $12.99. Așa, a zis că vrea să-i pună pe toți în cameră la el. Pe urmă mi-am cumpărat halba asta. O să pun niște chestii de crenguțe de brad în ea. De la un magazin second hand. Este din 1991, făcută în Brazilia. S-a părut foarte frumos așa și perfectă de folosit pe post de vază. Pe urmă, de la târgul de vechituri, ți-am arătat, cred că în ultimul daily vlog sau cu două daily vloguri, aceste păsărele făcute în România, pe care le-am cumpărat din sticlă. Așa. Pe urmă, eu mi-am cumpărat, tare am vrut spărgătorul ăsta de nuci, mi-am luat și eu unul. Este făcut în Germania, din lemn. A fost mai scump, a fost $40, adică dacă te uiți la asta cât e de mic comparativ cu aia, dar na, uite, asta e diferența, 3 și ăsta e $13, ăsta e $40, dar făcut din lemn, e greu, frumos, făcut în Germania și de ce l-am cumpărat, am zis că mi-aduce aminte de tata, ăsta e anul în care l-am pierdut și am zis că îl comemorez cu acest spărgător de nuci îmbrăcat în bucătar, tata fiind cătar, așa că, da. Și făcut în Germania, unul din locurile lui favorite, așa că ăsta e, da, o comemorare a lui tata. Pe urmă, copilul meu și-a luat 2 mașinuțe, astea cred că au fost de la Target, da, sau eu le-am cumpărat, nu mai știu, de la Target, ornamentele la ei sunt destul de ieftine. Pe urmă, pentru pomul de Crăciun, am luat chestiile astea. Ar zice că sunt perle, dar eu aș... Nu neapărat că vreau să fie să arate ca perle, dar mă gândesc că arată mai bine ca și nisoarea în brad, așa. Bradul, din nou, cel mare din sufragerie, să-l facem alb cu roșu, pentru că erau culorile favorite a lui tata și lui îi plăcea să fie bradul alb și cu roșu, așa că, din nou, în amintirea lui, o să-l fac alb cu roșu, dar, sincer, îmi place și mie. Așa că am luat toate chestiile astea albe, cred că sunt 20... Și au fost la reducere, cred că era $3 bucata plus 40% la toate. Așa. Pe urmă, pentru bradul de la mine din cameră, care este cu globuri de sticlă, am luat 2 globuri din astea de sticlă, făcute în Polonia, albe, superbe, splendide, operă de artă, ca să adăugăm la colecția de globuri de sticlă. Pe urmă, am cumpărat steaua asta. Dar mi-am dat seama pe urmă că nu am cumpărat și suportul pentru ea, așa că nu știu ce o să fac cu ea, poate o țin și anul viitor o să cumpăr și suportul, nu cred că mai ajung la Ikea, este cea pe
pe roșu, dar da, o eroare din partea mea. Pe urmă copilului am cumpărat două ornamente cu Londra, foarte frumoase, așa. Eu mi-am cumpărat ăsta din Montana, este o alpaca făcută din lână de alpaca, foarte frumoasă și mov. Pe urmă, tot copilul meu și-a cumpărat, de fapt, nu el, eu l-am cumpărat pe ăsta, pe Țiriac. Mi-aduce aminte de Ion Țiriac, spărgător de nuci, dar pentru el, adică el o să și-l pună la el în cameră și ăsta a fost tot 12,99 de la HomeGoods. Pe urmă, tot copilul meu, ăsta chiar el și l-a cumpărat, un spărgător de nuci pe un cal și ăsta a fost 12,99, dar e mai micuț decât ăsta, dar vine pe cal. Pe urmă, eu mi-am luat am văzut chestia asta, toate că ar fi mult mai multe ornamente cu Home Alone, cu singura casă care ar putea fi făcute, nu e cel mai reușit, însă pentru că e unul din filmele mele favorite sau favoritul de Crăciun, mi l-am cumpărat, l-am găsit la Target, 7 dolari. Pe urmă am cumpărat o coroniță pentru în bucătărie, pe deasupra hotei, pentru că hota pe care o avem acum este mai mică. Johnny și-a luat ornamentul ăsta pe care a zis că o să îl coloreze. Așa. Am luat două seturi de ornamente de la IKEA. Asta cu ciuperci, bineînțeles. Singurele ciuperci pe care le-am cumpărat cam deodată. Sau poate singurele pe care le-am comandat. Da. Și cum ziceam, astea sunt singurele cam deodată. Poate singurele pe care le cumpăr anul acesta sub formă de ciuperci. Am făcut pâine cu Maia astăzi, așa că dacă vezi, a luat pe mâini, să știi de ce. Și pe urmă, dar nu crezi că am terminat. Le-am pus și aici. Așa. Ăsta e al doilea glob de sticlă pe care l-am luat din Polonia. Asta cred că e făcut în Italia, tot de sticlă. Da, în Italia era făcut. Foarte frumos. Așa. Hai să nu le sparg acum. Mi-am luat acest clopot foarte mare, făcut și el în Germania. E foarte fain. Așa, nu știu cum o să-l integrez, dar e frumos cu roșu, așa. Pe urmă, cred că ornamentele astea vi le-am mai arătat. Un brăduț din ăsta mic roz, niște mașinuțe de construcție pentru Johnny și trei căni din astea, una cu L, una și două cu J pentru John și Johnny. Așa. Astea, așa, merg în pomul lui Johnny, că el are pomul lui și cred că anul ăsta o să-i luăm unul mai mare la el în cameră, că nu mai are loc de atâtea ornamente. Și pe urmă, ultimile ornamente. Tot Johnny și l-a ales pe ăsta, cățelul. Așa. Pe urmă, spărgătorul de nuci. Ăsta cred că eu l-am ales. Așa. Am mai luat o ciupercă. Stai, că am uitat de asta. Astea sunt ornamente de Crăciun pe care le-am comandat. Le-am cumpărat din România când am fost în vară cu băieții. Așa sunt niște clopote făcute manual în România de la My Romanian Store. E acolo pe lângă Ateneu. Așa. Mi-am cumpărat asta, căsuța asta roșie. Am zis că merge bine în bradul alb cu roșu. Se pare că mi-am luat și chestia asta, ornamentul ăsta foarte frumos, așa. Asta l-am cumpărat, cred, de la un târg de vechituri pentru Johnny. Johnny și-a ales astea, așa. Pe urmă, astea nu sunt ornamente de pus în brad. Sunt doar niște clopote, o să le pun undeva în sufragerie, dar și ele făcute în România de mână, pictate manual, tot de la același magazin de lângă Ateneu, așa. Sunt trei clopoțele foarte frumoase. Așa, ăsta l-am primit de la voi, un îngeraș, și ăsta este al lui Johnny și din nou încă un ornament de a lui Johnny. Da, cam astea sunt foarte multe, într-adevăr. Dar fiind faptul că am zis că nu cumpăr nimica. Dar, da. Oricum, din când în când mai fac curățeniile. Le-am făcut la începutul toamnei și am mai donat din ele care, nu știu, se erau niște ornamente vechi. Cineva taie iarba. Am cumpărat ornamente la început când m-am mutat cu John, disperat să avem brad imediat și eu am așteptat până pe 24 să facem bradul și cred că ne-am dus la cumpărături pe 23 și ce am găsit, am cumpărat și aveam foarte multe globuri în astea de plastic roșii care, nu știu, am cumpărat cea mai mare chestie cu globuri, hai să avem și noi globuri, care nu neapărat
mai îmi plac și sunt multe altele mult mai frumoase și am donat mare parte din ele ca să fac loc la astea nouă, noi și la astea care îmi plac mai mult, mai calitative. Yes, Johnny? Da, așa că o să le pun și pe astea și probabil că în vlogurile următoare o să începem să decorăm de Crăciun. De fapt, da, de... Stai, că de ziua recunoștinței, în următorul vlog începem să decorăm brad de Crăciun din sufragerie și pe urmă decorăm totul. Pe bune, acum e 20 și... Astăzi e 21, cred că, de ce Crăciunul bate la ușă. On trombone, Santa plays a mean guitar, his wife's on saxophone, Saint Nick and his helpers together as a band, it's Santa's After Christmas Jam. Înainte să trec să-ți arăt ce cumpărături am făcut, am făcut, cred că ultimele cumpărături de cadouri pentru prieteni, mai am pentru Johnny și John și cred că am terminat, sper că am terminat. Dar înainte să trecem la asta, vreau să facem niște cookie-uri, o să facem niște cookie-uri cu... ok, one second. One bowl vegan s'mores cookies cu bezele vegane. Nu sunt cele mai sănătoase, însă pentru că avem oaspeți, nu vrem să ne ținem neapărat la dietă, cum toată lumea mănâncă ca și noi, și să avem și variante mai nesănătoase, dar sunt vegane. Așa că, Johnny, o să mă ajute. Are you gonna help me? Ok, let's get started. Primul pas este să punem... Am făcut aici din două lingurițe și jumătate de... de semințe de in și cu apă fierbinte. Am făcut așa un ou, cum ar veni. Put this there. Așa, și we have to add the coconut sugar. This is the coconut sugar. Yep. Where is your stool? Bring a stool here. You don't have any other stools. Adăugăm 3 pătrimi de zahăr de cocos. Okay, so you have to add two more of those. Așa. Și am și niște unt vegan. It's in there. Two of those. Aici am jumătate de cană de unt vegan. Full. It has to be all the way full. Așa. Așa. One. And one more. Și dăm drumul la asta. Test. Adauge și pe urmă trebuie să-l bat puțin cu mixerul. Hai să vedem care e următorul pas după asta. Pentru un minut, după care o să adaug făina, praful de copt, sarea. Ok. Așa. Thank you. Ok. Acum adăugăm 5, 5 of those. 5 pătrimi de, adică o cană și o pătrime de cană de făină, plus o linguriță de praf de copt. 2, keep track of them. O linguriță de praf de copt și jumătate de linguriță de sare. 3. Four. One more. Și după care iar le batem cu mixerul.
Okay. Take that out of there. Oh, flower everywhere. Okay, stai sub dem. No, no more flour. Okay, stai că s-a băgat toată în mixer. That is a lot of juice thing. I want to taste some of that. I don't know if it's good to taste. It's raw flour that can get you sick. That is not, that won't, I'm sure that won't taste good. No, it has sugar. No, you want to put the sugar in? Așa, mai amestec puțin. Foarte lipicioasă consistența. Așa, și acum adăugăm, trebuie să adăugăm, hold on, 2-3 de chipsuri de ciocolată. Eu le-am pe astea mari și o să le tai și o să le pun în interior și o jumătate de cană de bezele. Why you help me with that? Okay. I'm hold on. Hold on. No! We are not eating chocolate. Just leave it there. Fapt, asta nici le mai tai. Le pun așa. Arată destul de bine. Okay, put that in there. One more. Asta este ciocolată vegană cumpărată din Anglia. Făcută în Anglia. Așa, put that there. Then, bezelele trebuie să le tai că sunt prea mari. I can't see why these are too tall. That's okay. Ice cream spoon. No, but that's how you're gonna get them to be the right side. So now we put it for 10 minutes. Și acum le punem la 350 pentru 10-12 minute. Așa a ieșit prima tură. Nu sunt foarte aspectoase, sincer. Dar sper să fie gustoase. Nu știu care sunt mai urâte. Asta poate mai urâtă. Încă sunt foarte calde. Juni nu mai poate de răbdare, vrea să guste. Here! Mm. Sunt bune, au zahăr, sunt dulci. Un mic cuchiul. Am venit cu un cookie aici, ăsta care arăta mai urât, așa am zis că e al meu. Las să răcească. Dar am fost la cumpărături și după cum am spus, cred că am terminat cu cumpărăturile pentru Crăciun, pentru cadouri. Mai am Johnny și John. Dar gata. Am luat, și anul trecut, dacă ții minte, dacă ai văzut vlogurile mele, vlogmasurile mele, am cumpărat pentru șefii noștri un panetone de la Dolce & Gabbana, de fapt două, pentru că avem doi șefi, și anul acesta a venit cu unul cu ciocolată, e o ediție nouă, m-am gândit că celălalt poate, adică au fost mulțumiți, au zis mulțumesc pentru ăsta, și am cumpărat două din astea cu ciocolată, sunt $95 bucata și am luat două pentru fiecare pereche de șefi. Așa. Da, sunt două cu ciocolată. Le-am luat la fel ca să fiu sigură. Nu știu, adică multă lume place ciocolata. Nu văd care ar fi problema. Nu sunt vegani, așa că nu am cumpărat și pentru mine. La World Market am cumpărat acest covoraș pentru intrare. A fost $15. Mi-a plăcut foarte mult și chiar am deschis ornamentele pentru afară, decorațiunile pentru afară și am văzut că cel pe care l-aveam nu mai e în stare bună, așa că aveam nevoie de unul nou. Pe urmă, panetonele le-am cumpărat de la acest magazin franțuzesc, Monsieur Marcel, așa se numește. Așa. Și au foarte multe chestii franțuzești, bineînțeles. Și, stai să vedem, stai că asta am cumpărat de la World Market, de l-am pus aici. Am cumpărat un vin pentru vecinii noștri, family owned, Cabernet Sauvignon din Lodi, California, din 2021. Nu știu. Sincer, nu mai știu cât a fost ăsta.
28 de dolari. Acum mă uit și îmi dau seama că m-am casat pentru două vinuri. Da. O să încerc să le trimit mail la ăștia să le spun că am cumpărat doar unul și nu știu de ce m-am casat pentru două. Dar da, e... Deci nu știu de ce m-am casat tipul ăla pentru două. Ok. Și o cacao care a fost 3 dolari la reducere. Este cacao din... cred că din Olanda. Așa, pentru gătit. Pe urmă, de la magazinul franțuzesc. Am găsit panetone vegan. Sincer, nu știu cu ce aromă e. Dar ăsta zice că e vegan. Așa. Christmas cake. Are niște stafide, deci e bine. Făcut în Italia. Și nu m-am mulțumit doar cu unul. Am mai găsit o aromă care, nu știu din nou ce este. Ăsta e cu ciocolată. Și tot vegan, tot făcut în Italia. Și au fost 35 de dolari bucata. Destul de scumpe, dar ăsta e cozonacul meu pe anul acesta. O să am unul de înainte de Crăciun și unul de Crăciun și Revelion. Pe urmă, Johnny și-a luat un maimuțoi din ăsta de pus în brad. Ăsta a fost destul de scump. 15 dolari. Așa. Dar și eu mi-am luat unul scump, bineînțeles, că nu mă puteam abține. Este această doamnă care arată ca și cum ar conduce o gondola. O gondolă în Italia și asta a fost 20 de dolari. Sau poate să fie o tipă franțuzească. Cred că asta vrea să zică mai mult decât că e o franțuzoaică. Așa. Pe urmă am luat un ou mare. Johnny l-a vrut pe ăsta. 20 de dolari eu. Deci când am văzut, zic, ești sigur? Da, că vreau, că ții minte că mi-a dus unul din România și așa de fain. Oh, viața mea. Și pe urmă, pentru masa de... pentru masa de ziua recunoștinței mâine, am luat un Bordeaux Alexandre, bla, 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 un vin franțuzesc, Merlot 85% și Cabernet Sauvignon 15%. Producție din Franța, nu știu. Asta arăta cel mai bine. Erau unele cu niște etichete foarte faine. Eu care nu știu nimica de vin, mi s-a părut Bordeaux. Sună cunoscut, hai să-l cumpăr. Da, erau unele cu niște etichete drăguțe, dar m-am gândit că cu cât arată eticheta mai bine, cu atât probabil vinul e mai prost. Asta este ce am cumpărat de la magazinul franțuzesc și pe urmă am ridicat o comandă de la World Market care am pus-o pentru... niște prieteni, de fapt, ăștia sunt pentru mine. Mi-am cumpărat ciuperci, recunosc. N-am mai rezistat, mi-am luat ghindele astea. De fapt, ghindele sunt făcute din conifere, sunt ca niște ciuperci. Nu am mai rezistat tentației, le-am luat. Pare rău. Pe urmă, pentru niște prietene, am cumpărat astea să le pun în cadou de Crăciun. Sunt ciupercuțe micuțe. Așa. Astea m-au avut 20% reducere. Și din cauza asta le-am cumpărat. Tot pentru... prietene, am cumpărat una din asta și una din asta. Dacă îi pui baterii, se luminează. M-am zis că arată bine. Precum pentru un cadou de Crăciun. Pe urmă, am o altă prietenă care îi plac chestiile astea de la Hawaiian Host, ciocolățile astea. Și am cumpărat una din asta. Pentru o altă prietenă am cumpărat ciupercile astea, dar mă mai gândesc dacă le dau ei sau le păstrez eu. Așa. Și pentru vecini am cumpărat... ciocolățile astea care sunt din Anglia, sunt importate din Anglia, deci nu sunt făcute aici. Știu că ciocolata din Europa e ciocolată din Europa, e mult mai bună. Și cam asta este tot ce am cumpărat. Dar acum mă supără faptul că văd că ăsta m-a încasat pentru două vinuri și am cumpărat doar unul. Și o să încerc să le trimit mail sau să merg... la ei în magazin să zic, hei, am cumpărat doar un vin, poți să te uiți pe camere, m-ai încasat pentru două. Și cam asta este vlogul de astăzi. Da, marshmallows astea trebuia să fie mai micuțe, ciocolata trebuia să o tai. Nu arată foarte bine, dar sunt delicioase. Cam asta este, te-am pupat, ne vedem data viitoare. Încep mâine să filmez un alt daily vlog. Cu pregătirile. Mâine încep să gătesc. Mâine e ziua recunoștinței. Yay!